În momentul în care îl vedeți pe Fiul omului suindu-se la cer, așa se va și pogorî. Asta e semnul apocaliptic. Când veți vedea pe cer semnul Fiului omului, sfârșitul este aproape. Restul sunt povești și impresii contra și afara Scripturii. Dacă adunăm miile de prorocii care se scriu, mai face vreo 6 scripturi. Noi avem o singură prorocie. De timpul și de ceasul acesta nu știe nici îngerii, nici Fiul, ci numai Tatăl, la glasul Arhanghelului, Evanghelia lui Ioan, și la trâmbița judecății, într-o clipeală de ochi, toți vom fi la judecată. Noi deja am clipit, trebuia să fim la judecată. După ce îi ceartă bine, și aici cel mai frumos lucru pe care îl spune Ștefan este acesta: voi cei netăiați împrejur la minte și la inimă și la cerbice, arătând că nu vor să primească legea cea nouă lui Hristos, respingând prezența lui Mesia, cuvântul întrupat, deci Fiul Fecioarei Maria, copilul teslarului Iosif și a Mariei de la Nazaret. Trece și face toată istoria poporului evreu, nu mă voi opri aici, ci mă voi opri trecând peste tot ce înseamnă Moise și mă voi duce până la finalul a ceea ce se spune că prezentarea sau sinteza Vechiului Testament, toată până la Hristos, făcută de arhidiaconul Ștefan, este o nouă scrisoare sau epistolă repetată a șișderi străinului de la Emaus. Când s-a apropiat de Luca și Cleopa străinul, i-a întrebat: vă văd triști, e vreun eveniment, ceva pe Ierusalim? Și i-a spus: bă, dar tu ești singur, tu nu știi ce s-a întâmplat în Ierusalim? Tu n-ai auzit de Iisus Hristos, bărbat tare în cuvânt, om mare cu fapta și cu Duhul, cum l-au prins mai mari noștri și l-au răstignit și noi credeam că el ar să izbăvească pe Israel? La ascultarea acestor cuvinte, străinul, Domnul Iisus Hristos în persoana străinului, de fapt, cu ochii ținuți să nu-l cunoască, îi mustră și le spune: o, zăbavnicilor cu mintea și cu inima, vorbind de cerbice și de simțuri. N-ați înțeles soare că Fiul omului trebuia întâi să moară ca apoi să intre în slavă, dar întâi să pătimească? Și le-a vorbit lor toate scripturile, începând de la Moise, de la proroci și și din psalmi, toate despre el, până la el. Și ei n-au înțeles nimic. Nici acești evrei, după toată învățătura și epistola expusă de arhidiaconul Ștefan, singurul lucru care au găsit de cuvință să-l facă era să-l scoată în afara cetății, din nou să fie curați cu mâinile, aceeași preînchipuire a pătimirii lui Hristos, și să-l ucidă cu pietre pentru că hulește. Hula era un lucru care putea stârni oricând mânia Sinedriului, dar fiindcă făcea parte din legile iudaice ale templului, și acel templu iudaic avea o gardă personală de ostași romani plătiți din banii templului, au așa un fel de primă, cum s-ar spune, bani de protocol. De templu avea un buget de cheltuieli prin care își plătea și garda. Și a spus: ăsta îl prindeți, îl scoateți în afara cetății și îl ucideți cu pietre. Ăsta hulește și ne face de râs neamul, cinstea și credința. Și vedem scris aici ce le spune în final foarte aspru arhidiaconul Ștefan: voi cei tari în cerbice, netăiați împrejur la inimă și la urechi, stați împotriva Duhului Sfânt, exact ca și părinții voștri. Deci mustră toată legea Vechiului Testament, care n-a dus la desăvârșirea omului, ci la împovărarea lui cu legi peste legi, care de care mai sofisticate, cum spunea Mântuitorul în Evanghelie: voi care țineți cheile împărăției cerului, nici voi nu intrați, nici pe alții nu lăsați. Sau dacă chiar câștigați un prozelit, înconjurând manea de 3 ori până îl câștigați, îl faceți îndoit, fiul al ghenii, adică aveți grijă să-l îndrăciți de tot. Voi ați ucis pe proroci, voi ați făcut toate vânzările, voi v-ați făcut vânzători și ucigași, vorbind de Hristos. iar ei, auzind, fremântau de mânie, de furie, scrâșneau din dinți împotriva lui. Vă dați seama cam ce înverșunare era, ca întrebețiv când termină băutura și mușcă din sticle și din pahare. Ștefan, fiind plin de Duhul Sfânt, și-a ridicat ochii la cer, s-a rugat și a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând de-a dreapta lui Dumnezeu. Deci, iată icoana treinică a Duhului Sfânt, a Tatălui și a Fiului, așa cum vom vedea la Epifania Iordanului, așa cum o vedem la Epifania Nașterii, așa cum o vedem la Epifania Taborului, așa cum o vedem la răstihnire și la înălțare, pentru că de fiecare dată Iisus este preamărit de puterea Tatălui Său. Tată, preamărește-mă să te preamăresc. Te-am preamărit și te voi preamări. L-au scos afară din cetate, l-au bătut cu pietre, au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul, iar în timp ce îi bătea cu pietre, iată-l pe arhidiaconul Ștefan, imitând din nou jertfa Mântuitorului Iisus Hristos și demnitatea și tenacitatea celui răstihnit pe crucea mântuirii lumii, Mielul lui Dumnezeu ce ridică păcatele lumii, spunând: iartă-i că nu știu ce fac. Eu aș încheia cu această idee astăzi. Noi am meritat să auzim din partea lui Dumnezeu cuvântul iartă-i că nu știu ce fac? Se pare câteodată că nu. Pentru că noi avem 2000 de ani de biserică, 2000 de ani de liturghie, 2000 de ani de misiune ortodoxă, 2000 de ani de altare străbune, 2000 de ani de prescuri și părticele și proscomidii, 2000 de ani de slujitori, de episcopi, de preoți, de învățători, fie că i-am ascultat sau nu i-am ascultat, depinde de măsura fiecărei generații și paradigme istorice în parte, dar cert este că la baza și la temelia poporului român, noi cei care stăm astăzi în biserică de sărbătoare a Sfântului Arhidiacon Ștefan, avem câteva argumente incriminatorii care se întorc împotriva noastră. Bisericile ce îi poartă numele, icoanele ce îi poartă chipul, calendarele ce îi înscriu sărbătorile, creștinii care îi cunosc sinaxarul sau viața Sfântului Arhidiacon Ștefan. Și aș spune că mai avem și mărturia Sfintei Scripturi, care stă scrisă negru pe alb, că acesta a fost omul lui Dumnezeu. Și pe de o parte mai avem ca martori nepăsarea noastră, lipsa de interes, dorința de a nu mai citi, dorința de a nu ne mai complica, dorința de a nu mai depune un efort anume pentru treaba aceasta. Dar de ce să citesc? Dar ce mă interesează? Da, și care-i treaba? Și dacă cunosc ce îmi folosește? Și dacă nu cunosc ce mi-ajută? Deci, tocmai această nepăsare va fi crunt pedepsită de Dumnezeu, tot ca o netăiere împrejura inimii, adică a răutății din noi, dusă la exacerbare, tot ca o netăiere împrejur la simțuri, prin poftele, de exemplu, știu să-mi fac 50 de feluri de mâncare, 50 de feluri de haine, 50 de feluri de bijuterii, 50 de feluri de gusturi culinare, dar nu știu să fac 50 de mătăni. Sau 5, poftim, nu trebuie 50. Deci avem o incriminare asupra noastră prin faptul că putem face atâtea lucruri bune și le neglijăm printr-o comoditate dusă la extremul nepăsării. Arhidiaconul Ștefan spune: Doamne, primește Duhul meu. Ne întrebăm dacă noi am putea fi în măsură vreodată, în clipa cum ne aflăm astăzi, în acest ceas și în acest loc și în această vreme, să auzim glasul lui Dumnezeu: Fiule, astăzi vei veni la mine. Dacă putem avea acea măsură duhovnicească, să spunem: Doamne, primește Duhul meu. Duhul nostru este ușor manelizat. Duhul nostru este ușor ateizat, nihilist. Duhul nostru este superficial. Duhul nostru este nepăsător. Duhul nostru este trândav. Și ia să-l întrebăm pe Efrem Siru ce ne spune el despre duhurile din noi. Doamne și stăpânul vieții mele, Duhul trândăviei, a iubirii de sine, de stăpânie și a răutăță, nu mi-l da mie. Iară Duhul curăției, a smereniei, a dragostei, drește mie slugii tale. Așa, Doamne, drește să văd păcatele mele, să nu o să-mi des pe aproapele meu, că Tu ești binecuvântat în veci. Deci, vedeți, ca multe duhuri domnesc în lumea noastră creștină și noi nu vrem să le vedem. Și ați văzut cum spune acolo după această rugăciune: Tu m-ai zidit, mântuiește-mă, al Tău sunt eu, curățește-mă, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă, Doamne, Cel ce m-ai zidit, iartă-mă, sunt acele stihuri care se pun după rugăciunea Sfântului Efrem Siru. Deci, să ne punem problema dacă Duhul nostru este în acord cu Duhul lui Dumnezeu, dacă rezonăm pe aceeași lungime de undă și lumina Duhului nostru este în rezonanță cu lumina Duhului Sfânt. Că cel ce umblă în întuneric nu știe unde merge, dar mai avem un argument în Scriptură care ne cam rupe la suflet când auzim. Luminătorul trupului este ochiul. Deci becurile le percepem, că noi ne facem miile de culori și gusturi, la pomișor, la brăduți, la steluțe, la instalații, la toate. Luminătorul sufletului este mintea. Avem noi atâtea luminițe în minte când să înțelegem Evanghelia lui Hristos și ce înseamnă purpuriu din sânge sau steaua care strălucește în toiul nopții și duce la mântuirea lumii prin glas dumnezeiesc și prin misiunea unei stele călătoare care vorbește alergând, nu vorbind. Nu se știe dacă suntem în măsură să putem privi noaptea albastră și să deslușim taina stelelor din ea. Vezi? Deseori noi mergem la astrolog să ne spună ceva despre steaua noastră. Zodia, cum îi spunem noi. Nu știm în ce măsură el este pregătit să ne citească nouă zodia, de vreme ce nu ne cunoaștem noi zodia. Ce am putut face în viață bună, de ce am făcut numai rău, de ce am fost nepăsători, de ce am fost respingători, de ce am fost impertinenți, de ce am fost autosuficienți, de ce am fost îngânfați, de ce suntem snobi, de ce suntem falși, de ce suntem duali. Avem suficiente duhuri de deosebit în lumina stelei noastre. De aia folosim deseori în termeni populari expresia "vai de steaua lui". Poate ați auzit această expresie. Sau, deseori, când un om are multe belele și necazuri, ăsta nu s-a născut cu o stea norocoasă. Putem spune, ca și poezioara aceea, caut noaptea printre stele steaua gândurilor mele. Și nu dau de steaua mea, pentru că eu nu-i cunosc strălucirea. Ca să cunosc strălucirea stelei mele, trebuie să-l rog pe stăpânul stelelor, nu pe stăpânul inelelor, pe stăpânul stelelor. Spune în cartea lui Iov: când am făcut luminătorii cei mari, m-au lăudat toți îngerii mei. Vă dați seama? Înseamnă că au mare taină acești luminători, aceste astre. Și găsim la Psalmii lui David scris scurt: Cel ce ai făcut luna și soarele și stelele spre vremi, spre zile și spre ani. Nu este vouă a ști vremile și anii. Deci înseamnă că nu este nouă a cunoaște taina stelelor. De aceea, inclusiv magii de la Șipar sau magii Persiei sau împărații Persiei sau preoții persani, ce-or fi fost acei magi, oricum preocupați în contemplarea lor de o stea, aleargă neștiindu de ajung, dar știu de ce se duc și pentru ce se duc. Aleargă fără a se tulbura când steaua nu se mai arată, dar ei știu că misiunea lor trebuie să se încheie undeva printr-o închinare. Și după ce se închină și dau darurile, devin sinceri și curați ca niște copii, pentru că s-au închinat în fața celui mai mare copil al lumii, copilul Iisus, pruncul blând de la Betleem, cuvântul întrupat, în stare de inocență, nevinovăție, curăție, stare îngerească, puritate absolută, fără de păcat, și se întorc în infinitul uitării de 2000 de ani în țara lor, lăsând în infinitul timpului ca acea stea să călătorească din generație în generație până în timpurile noastre, așa cum și viața Sfântului Ștefan de 2000 de ani călătorește prin istoria lumii și a Evangheliei creștine, ca noi să înțelegem că primul mucenic avea atâta putere la Dumnezeu, încât vedea și cerurile deschise, și pe Fiul omului stând de-a dreapta Tatălui. Își dădea Duhul în mâinile lui Dumnezeu, primește, Doamne, Duhul meu, și mai mult ne arată că această cale are o singură cale. Îngenunchind, deci iată forma adevărată de rugăciune, a strigat cu glas mare. Și avem la David rugăciunea gurii, rugăciunea limbii, rugăciunea inimii, răcnit am din suspinarea inimii mele, dintr-o adâncuri am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu, cu glasul meu către Domnul m-am rugat, cu glasul meu către Domnul am strigat, pururea lauda Lui în gura mea, bine voi cuvânta pe toată în vremea, lăudați pe El în timpane și în hore, în psaltire și în organe, toată suflarea să laude pe Domnul. Deci iată că numai prin strigare să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâia înaintea Ta și așa mai departe, e plină psaltirea de aceste frumoase îndemnuri. Rugați-vă, nu stați degeaba, nu vă uitați la cer, în adins să treacă timpul și norii și noaptea, ci uitați-vă la cer și rugați-vă, cum spunea fizicianul ăla, când mă uit la cerul înstelat, mă cutremur de glasul conștiinței mele. Când văd cerurile, iarăși spune psalmistul, îmi dau seama ce de mare ești, cerurile spun slava lui Dumnezeu și facerea mâinilor Lui o vestește tăria. Și în încheiere le spune, nu le socoti lor păcatul acesta, deci trebuie să murim în păcați și iertați cu toată lumea și în clipa aceea murim lumii și înviem lui Dumnezeu. Cine poartă numele de Ștefan să facă toate faptele Sfântului Ștefan? Noi mai vorbim și de Ștefan, soarele Moldovei, marele domnitor, mai vorbim de Ștefan cel Sfânt al ungurilor și al sârbilor, mai vorbim de mulți alți, Ștefan Savaitu, de arhidiaconul Ștefan și mulți alți sfinți ce au purtat acest nume cu demnitate, el se tâlpuiește coroană, și să le purtăm cu cinste faptele, credința, să le urmăm viața din Sinaxar și să demonstrăm că ne îndreptăm cu pași repezi spre un mic sfârșit de an, pentru că suntem în ziua de 27 și ar mai fi vreo 4 zile până să trecem noul an 2001, 2020 acum, și să ne gândim la balanța lucrurilor dacă putem intra în noul an cu aceste 3 virtuți pe care le-a avut Ștefan. Puterea de a vedea cerurile deschise, puterea de a ne ruga ca Duhul nostru să fie în mâinile lui Dumnezeu și puterea de a ierta, cum spune Tatăl nostru, mereu v-am spus, e o mare glumă când Dumnezeu a pus rugăciunea domnească la îndemâna noastră și o mare o sântă totodată. Ironia aceasta care noi o repetăm zilnic cu patimă și ne iartă nouă greșelile noastre, exact la fel cum noi iertăm greșitorii noștri. Adică noi cam nu suntem iertați niciodată, că les ne uităm să iertăm și nu putem ierta. Ștefan ne-a arătat, ca Iisus Hristos la cruce, Doamne, nu le socoti păcatul. Pentru rugăciunile tuturor dușmanilor mei, miluiește-mă pe mine păcătosul. Să aveți un sfârșit de an și un sfârșit de săptămână cât mai bun, cât mai frumos, cât mai liniștit, cât mai cald, cât mai plin de bucurie acestor colinde care ne-au îmbălsămat tot postul acesta și toate sărbătorile acestea, lângă cei dragi și mai de deaproape și mai de departe, trăiască și WhatsApp, trăiască și internet, că te poți folosi de ele să-i vezi, să-i auzi, să-i știi, să-i cunoști și să dăm slavă lui Dumnezeu că în orice clipă și în orice loc și în orice vreme așteaptă să îngenunchem și să strigăm, Doamne, miluiește-ne!